Care sunt cele mai frecvente cauze ale formării pietrelor? Urina este o soluție apoasă, metastabilă, în care se găsesc în echilibru mai mulți compuși, unii organici, unii anorganici. Pietrele se formează prin excesul automat, imposibilitatea de solubilizare în urină a unui gen, a unui tip de cristal. Cristalele se agregă în timp, unele cu celelalte, formează mici concremente care cresc cu timpul, ajung să se elimine din rinichi în căile urinare și de aici începe istoria deja cunoscută a calculilor renali. Cele mai frecvente cauze pentru apariția litiazei urinare sunt legate de stilul de viață alimentar și aici în principiu mă refer la o diureză insuficientă, cu alte cuvinte la o condiție de deshidratare cronică, uneori condiționată profesional, alteori indusă de mediul ambient la servici, deshidratarea cronică care poate apărea în condițiile expunerii la temperaturi foarte înalte în mod sistematic, cronic, fără a avea un supliment, un surplus de lichid asigurat. Excesul alimentar legat de unele alimente, cum ar fi carnea pentru litiaza urică, glucidele rafinate, ceaiul, cafeaua, Coca-Cola, ciocolata pentru litiaza oxalică, cea mai frecventă formă de litiază urinară, cea oxalocalcică. Și mult mai rar sunt cauze cu condiționare genetică, cu alte cuvinte, vorba de niște anomalii cu care te naști, anomalii care afectează anumite metabolisme și atunci aceste metabolisme viciate sunt sursa excesului unui anumit tip de cristal care se elimină în urină și automat prin exces poate se instalează. Este și un diagnostic. Cum evoluează afecțiunea? În general, istoria naturală a litiazei urinare duce mai devreme sau mai târziu la o complicație. Cea mai frecventă formă de complicație este cea obstructivă, survenită prin migrarea calculului într-o poziție în care jenează evacuarea normală a urinii din rinichi către vezica urinară de-a lungul căilor urinare superioare. Cu alte cuvinte, cea mai frecventă complicație este aceea pe care o numim colică renală. E un accident brutal, acut, care sperie și duce pacientul urgent la spital și în acest fel ajunge la o rezolvare adecvată. Mult mai rar, dar nici foarte rar, există și posibilitatea ca un calcul urinar poziționat în rinichi să aibă o evoluție total asimptomatică, cu alte cuvinte să nu aibă asociată în istoria lungă niciun fel de suferință și să ducă cu timpul la distrugerea completă a rinichiului, transformarea rinichiului într-o pungă de puroi și pietre fără funcție și cu un risc septic major legat de această formă de complicație tardivă a calculului renal. Cu alte cuvinte, este bine să știm că la controlul anual de sănătate pe care îl face sau ar trebui să-l facă fiecare dintre noi, n-ar trebui să lipsească din minimum de investigație o ecografie abdominală generală, modul cel mai simplu care putem detecta prezența unui calcul rinic în situația în care acest calcul e de regulă foarte mic când îl depistăm prin controle repetate la un an. Situația în care rezolvarea calculului este și cea mai ușoară. Există vreo modalitate prin care putem preveni apariția calculilor? Putem preveni apariția calculilor în două feluri. În general vorbind, prevenția se realizează într-o măsură simplă pe care toți o cunoaștem și nu o respectăm. Nici eu nu o respect. Și aici am în vedere așa numită cură de diureză, respectiv ingestia unei cantități suficient de mari de lichide în cursul a 24 de ore, în așa fel încât să existe un flux continuu, activ, susținut de urină în căile urinare, care să spele activ, să realizeze un washout al căilor urinare și în acest fel să elimine excesul posibil de cristale. Cum spuneam, această cură de diureză trebuie să
fi asigurată ritmic în cursul celor 24 de ore, având în vedere că în rinichi urina nu se produce în același debit în fiecare din cele 24 de ore ale zilei. Există un bioritm al rinichiului care face ca în intervalul orar nocturn, în general între 12 noapte și 8 dimineața, să nu se formeze sau să se formeze extrem de puțină urină. Cu alte cuvinte, este perioada de risc pentru pacienții care elimină excesiv de multe cristale în urină. E perioada de risc ca acestea să se agrege și să înceapă istoria clinică a unui viitor calcul. Pentru pacienții care știu că au eliminat calculi, este o altă poveste, dincolo de această cură de diureză, care, repet, este măsura general valabilă pentru orice fel de calcul. Ei bine, pentru cei care au eliminat calculi, studiul chimic al naturii acestor calculi va fi cel care orientează măsurile profilactice, fie de stil de viață, fie medicamentoase, care pot contribui la împiedicarea formării unui nou calcul. În general, e bine să știm că în două treimi din cazuri, un pacient care a format un calcul odată în viața lui, îl va forma și a doua oară. Și atunci, fără discuție, merită să discutăm despre măsurile profilactice. Cum spuneam, în rezumat, e vorba de o profilaxie generală, nespecifică, cura de diureză, respectiv ingestia 2 litri jumate, 3 litri de lichid în 24 de ore, inclusiv seara și peste noapte, și doi măsuri specifice adaptate studiului naturii chimice a calculului. Există situații în care ne putem apropia chiar de ideal, pentru că terapia ideală a unui calcul, oriunde în organism, ar fi aceea de a-l putea topi administrând un principiu medicamentos. Nu e nevoie de anestezie, nu e nevoie de spitalizare, nu e nevoie de o agresiune mai mică sau mai mare chirurgicală, ci pur și simplu ingestia unui principiu medicamentos care în timp dizolvă un calcul. Acest lucru pentru calculul urinar e posibil în două situații. În două situații am atins acest ideal, e vorba de litiaza urică, litiaza care se formează în general la pacienții cu un viciu metabolic care face ca alimentația carnată să fie factorul principal care duce cu timpul la formarea acestor calculi. Și a doua situație este cea a cistinei, o maladie congenitală cu determinism genetic care, de asemenea, prin măsuri medicamentoase permite reducerea până la anulare a riscului de recidivă. În această ultimă situație particulară, și spun că e particulară, este vorba despre pacienți în general extrem de tineri sau copii, maladia având un caracter metabolic congenital devine evidentă din prima copilărie. E vorba de copii care fac frecvent calculi urinari din ambii rinichi, un istoric urologic intervențional uneori chiar ridicat, și la care măsurile terapeutice profilactice sunt extrem de eficiente în ziua de astăzi. Alcalinizarea urinară și hiperdiureza. La acești pacienți, nevoia de a bea lichide multe ajunge până la un necesar zilnic de 5-7 litri. Destul de greu de compliat cu o astfel de măsură. Dar altfel, extrem de eficient. Vorbeați despre metode. La MedLife, din câte știm, nu există un nou instrument pe care îl puteți folosi în tratare. Se poate fi folosit în tratarea calculilor. Despre ce e vorba? Puteți să ne detaliați un piculeț? Da, pot să vă detaliez acest aspect. Hiperclinica MedLife a achiziționat un litotritor de generație recentă în urmă cu nu mult timp, ceea ce permite o ofertă de servicii adusă la zi pentru pacientul litiazic în cadrul acestui centru. Litotriția extracorporeală pe care o facem de 20 de ani nu poate fi numită o metodă modernă din moment ce o facem de 20 de ani. În schimb, ceea ce este modern este litotritorul, care este o tehnologie de ultimă oră. Spre o deosebire de litotritoarele vechi, acum 20 de ani, de acum 10 ani, unele în continuare în uz în spitalele noastre, tehnologia medicală mai recentă, datorită progreselor tehnologice pe care le-a realizat, permite efectuarea acestui procedeu fără anestezie, deci în condiții de ambulatoriu. Automat, neavând nevoie de anestezie, se poate extinde gama acestor servicii și la pacienții vârstnici, uneori cu contraindicații anesteziologice pentru proceduri realizate în condiții de anestezie.
Și în plus, datorită capacității de a distruge extrem de eficient calculul, revin riscul complicațiilor produse prin eliminarea de fragmente de dimensiuni variabile, respectiv blocajul intermitent al căilor urinare prin eliminarea acestor fragmente neuniforme, dispare. Datorită acestor caracteristici actuale, tritotitorul realizează fragmentarea, dacă o realizează la nivel de nisip sau fragmente extrem de mici și uniforme. Există riscuri mai mari comparativ cu tehnologia mai veche? Dacă ne referim la litotritorul în sine, tehnologia actuală nu are riscuri mai mari față de litotitoarele mai vechi. Din contră, un trend tehnologic legat de litotritoarele extracorporale este acela de a minimaliza riscul pentru unichiul supus undelor de șoc. Acest lucru se face prin reducerea densității de energie în focarul terapeutic. Automat, riscul pentru rinichi este mai mic. Complicațiile legate de ce se întâmplă în rinichi în cursul aplicării acestor terapii sunt mult mai reduse. Nu mai puțin adevărat că un subiect discutat a fost acela al eficienței. Litrotitoarele vechi presupuneau obligatoriu anestezie, pacientul nu putea suferi durerea produsă de ședința terapeutică decât în condiții de somn anestezic sau de anestezie regională. Pe de altă parte, având o densitate energetică foarte mare, acele litotritoare spărgeau calculii mai repede. S-a realizat în timp, în progresele tehnologice, un compromis. Nu o să le spargem poate la fel de repede, o să le spargem însă nu foarte încet, nu un număr foarte mare de ședințe și îl vom sparge cu riscuri minime pentru rinichiul pacientului, ceea ce contribuie la reducerea foarte mare a complicațiilor care pot surveni în timp în rinichiul supus energiei aplicate. Metoda e foarte atractivă pentru un pacient, câtă vreme nu are nevoie de anestezie, nu este în spital, nu există nicio soluție de continuitate la nivelul tegumentului, nu e agresionată în niciun fel. E foarte atractiv. Pe de altă parte, trebuie să știm că această metodă, chiar dacă este o metodă neinvazivă, nu e o metodă non-agresivă. Există o agresiune pe parenchimul renal prin aplicarea energiei, este însă într-o cantitate mult mai mică, cu aparatura modernă și cu riscuri mult mai mici pentru rinichiul pe care îl tratăm. De altfel, fără a intra în multe detalii, sunt studii în literatura de specialitate care și-au propus să analizeze efectele în timp la 20 de ani de la introducerea primelor litotritoare. Primele litotritoare, cum spuneam, aveam o energie extrem de mare care era aplicată pe rinic, cu complicații imediate mai multe și în timp cu o incidență mai mare a hipertensiunii arteriale și diabetului zahărat în funcție de partea pe care o bombardăm. Aceste lucruri au făcut să existe o preocupare în a reduce riscul pentru rinichiul pe care bombardăm și a modifica tehnologia în așa fel încât leziunile care se produc în parenchimul renal învecinat calculului bombardat să fie mult reduse. Ca o concluzie, când se recomandă? Litotriția extracorporeală este o metodă ideală de tratament în următoarele condiții. În condițiile, unele din ele țin de calculul pe care bombardăm, altele țin de pacient și altele, fără discuție, țin de unitatea medicală și medicul care tratează calculul și pacientul. Condiția principală ca un calcul să se califice pentru această formă de tratament ar fi dimensiunea, prima condiție. Și litotriția extracorporeală reprezintă o metodă ideală pentru un calcul cu o dimensiune până într-un centimetru și jumătate. Nu înseamnă că nu putem face litotriție și la dimensiuni mai mari, dar fără a intra în detalii, idealul este această dimensiune, limita superioară de un centimetru și jumătate. Un alt criteriu legat de calcul, poate mai important decât primul, este natura chimică a acestui calcul. Din toate cele 9 variante de compoziție chimică pe care le știm la ora actuală, unele din ele asociază proprietăți fizice, respectiv o duritate atât de mare, încât fragmentarea este extrem de laborioasă și prelungită. Și într-o astfel de situație, fără discuție, medicul care propune terapia unui pacient ar trebui să informeze pacientul că poate calculul avea un 5 mm sau un centimetru, dar având în vedere natura chimică a calculului pe care i-a mai eliminat sau natura chimică a calculului pe care știm că îl are, este de așa natură încât o să se fragmenteze mai greu. Condițiile legate de pacient în principal ar trebui să aibă o coagulare normală și valori tensionale normale. Un alt criteriu legat de pacient ar fi acela rinichiului situat în poziție normală,
pentru că un rinichi situat în abdomenul inferior nu o să poată fi supus bombardării. Iar legat de unitate și de medic, am să mă rezum în a spune că, în general, tratamentele ar trebui făcute în unități exclusiv de urologie. De ce? Pentru că complicațiile trebuie recunoscute și rezolvate tot de urolog. Și doi, în unități care au posibilități tehnologice de a rezolva complicațiile prin tehnici chirurgicale non-invazive.